Dragilor, suntem în echipament de casă pentru că preparăm salată de mai aproape. Avem acel mix de salată pe care vi l-am prezentat. Avem mixul de salată Silhouette, da? Avem două roșii cherry, era să zic ouă cherry, da? Ceapă verde, obligatoriu, și puțin ardei, da? Ia uitați cum arată, absolut senzațional. Avem încă una aici, care este pe același sistem, da? Acum, mai trebuie să facem doar partea finală. Așa. Și anume aceste măsline cu anșoa. Nu stau să le număr, pun așa orientativ, sunt foarte gustoase. Da? Cam așa. Așa. Doamne, cât de bine poate să arate. Asta ar fi un fel de oțet balsamic. Dar mai avem și pe ăsta. Hai să vedem. Ia uite cum arată, parcă aș face ciocolată. Parcă aș face o prăjitură. Uite cum poate să arate. Doamne, ce tare! Bun. Ce credeți că adăugăm? Celebrul ulei de măsline, extra virgin, da? V-am zis, nu se găsește să la 20 de lei, este un mit, că am mai văzut și eu. Nu e nicio problemă dacă adaugi mai mult ulei de măsline, ăsta nu te va îngrășa în niciun caz, ba din contră, conținând grăsimi nesaturate, te ajută la arderea de grăsime. Doamne, cum poate să arate! Deci, pur și simplu, este extraordinar. Cam asta este. Ia să începem să amestecăm. Deja îmi plouă un prânc, și cum să vă spun. Cât de tare poate să fie! Da? De tare. Și acum trebuie să mai punem oțet. O să pun ăsta. Este puțin mai lichid, după cum se vede, da? Da. Am folosit și la salata trecută. Și nu e o problemă. Nu este acum. Să spui că ar deranja papilele gustative, da? Repetăm procedura. Acest amestec. Repetăm și aici. Așa. De neapărat s-o gust. Doamne, tremur pe ea. Vă spun imediat părerea. Dacă mai e necesar, să mai spun. Thank you.
N-am putut să mai spun niciun sunet, pentru că m-am lupit în ea. Vreau să spun că această furculiță nu mi-ajunge. Aș băga cu 4 furculițe odată, 2 cu 2 ca să le prind ca și cum aș prinde cu o paletă și să bag. Înțelegeți? Pentru că asta va fi terminat în următoarele 60 de secunde. Hai, cu 4 furculițe.